Marinica Stoian va asigura în continuare conducerea Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Managerul spune că decizia aparține reprezentanților Consiliului Județean, sub administrarea căruia se află spitalul. Am început mandatul de manager interimar pentru o perioadă limitată de 6 luni, în data de 7 mai, urmând ca această perioadă să expire vineri 7 noiembrie. În urma discuțiilor de la Consiliul Județean, voi merge mâine pentru o prelungire a mandatului pe o perioadă care se va stabili mâine. Care vor fi prioritățile pe care le veți avea dumneavoastră în perioada următoare? În perioada, ca să vorbim pe termen scurt de această lună, tocmai spuneam de predarea clădirii vechi maternități, care este într-un avansat stadiu de uzură. În zilele acestea se lucrează și în următoarele câteva zile se va termina acordul de la termoficare între secția TBC și secția psihiatrie. De asemenea, trebuie finalizat în decurs de câteva zile spațiul în care se pune noua stație de oxigen care vine la spitalul, la blocul materno-infantil, și ar mai fi niște probleme legate de acoperișul de la secția de psihiatrie. Cel care se află la conducerea celei mai mari unități spitalicești din județ a caracterizat succint cele 6 luni de activitate. Ca manager a mărturisit că a avut mult de muncă și numeroase probleme de rezolvat în fiecare zi, însă în mare parte le-a soluționat datorită bunei colaborări cu toți colegii din spital. A fost o perioadă dificilă în care, din fericire, perioada aceea de acomodare a fost destul de scurtă și datorită medicilor colegi din Spitalul Județean, pe care i-am simțit alături de mine cu problemele și soluțiile pe care le-au avut la problemele pe care le ridicau, personalul din cadrul administrației spitalului s-a mobilizat, i-am simțit alături. Marinica Stoian a preluat conducerea unității spitalicești severinene după ce Doina Boruga a fost eliberată din funcție. Aceasta este cercetată într-un dosar penal.